la inimă. Pentru noi, femeile. Bine v-am regăsit, dragi prietene, dragi ascultătoare, suntem din nou împreună de la inimă la inimă și astăzi avem o întâlnire specială cu cineva care a venit de departe, de aproape, am putea spune. Ea este Dana Moraru. De ce spun de departe, de aproape? Fiindcă acum 7 ani a plecat din România și s-a stabilit împreună cu familia ei în Canada. Bun venit la emisiunea noastră! Mulțumesc pentru invitație! Cred că vom afla multe lucruri interesante de la tine despre viața ta din Canada. Ce aș putea să spun, sunt căsătorită, am 2 copilași, o fetiță de 9 ani și un băiețel de 4 ani jumate. Acum 7 ani ai plecat în Canada. Ați hotărât să vă schimbați radical viața, modul de a trăi. Da. De ce ai hotărât acest lucru? Cred că am avut întotdeauna pe inimă să plecăm în Canada încă din studenție. Poate că sistemul de la noi a fost cel care ne-a pus oarecum așa pe inimă să încercăm să oferim copiilor ceva mai bun. După Revoluție, când am văzut că există posibilitatea asta, ne-am gândit că legile sunt în favoarea oamenilor. Apoi ne-am gândit la copii ca un alt viitor sau alte posibilități, oportunități care aici erau încă limitate. Ce facultate ați terminat voi aici? Eu am terminat mecanică fină, soțul meu a terminat ECM. Și ați lucrat în România înainte de a pleca? Da, deci asta cred că a fost un atu pentru noi, pentru că am avut ocazia să lucrăm la Solectron. Era numărul 1 în lume pe vremea aceea în industria electronică. Și practic când am ajuns în Canada, doar pentru că am avut pe rezume Solectron, deci numele Solectron, ne-am găsit foarte ușor de lucru, fără alte studii sau fără a începe de jos, deci am intrat direct pe inginerie. A fost un punct foarte pe CV-ul vostru. A fost. Dana, cum te-ai acomodat în Canada? Aș vrea să ne spui câte ceva. Chiar ar fi foarte curios să știm cum începe viața o familie care pleacă de aici și se stabilește acolo. Ați cunoscut pe cineva? Singurele persoane pe care le-am cunoscut au fost familia mătușii soțului meu, o rudă îndepărtată, deci mătușă de gradul 2, care ne-a așteptat la aeroport și care a vorbit cu cineva ca să ne aranjeze o cazare la un demisol. Deci asta a fost începutul. A fost un lucru extraordinar pentru că fetița noastră avea mai puțin de 2 ani atunci și era mare lucru să ajungem la aeroport și să nu știm încotro să o luăm. Deci asta a fost ajutorul. Și ați reușit să vă integrați? Ai avut momente de disperare? N-ai dorit să te întorci înapoi? Cum ți s-a părut viața? Eu cred că sunt o fire foarte optimistă. Soțul meu este foarte pesimist. Deci cumva ne-am complementat aici. Prin faptul că eu sunt optimistă, nu știu dacă am puterea să-l ridic, dar am puterea să trec mai ușor peste situații. Chiar la început, în primele 3 sau 4 săptămâni, îmi amintesc că cumpăram foarte, foarte puțină mâncare, deci numai chiar când ne trebuia, ca să nu stricăm banii cu care veniserăm și să avem ca să cumpărăm bilet de întoarcere. Deci astea au fost sentimentele de la început. Și asta pentru că ne-am dat seama că foarte mult conta un job pe care ți-l găsești și nu prea ținea de noi. Deci am cunoscut oameni care stăteau fără niciun servici de luni de zile sau de ani de zile. Deci asta a fost la început. Am hotărât ca eu să stau cu fetița, pentru că era așa de mică, nu știa limba, nu știa nimic, n-am vrut să o abandonăm. Și eu m-am concentrat pe fetiță, în timp ce soțul meu a început intens să-și caute de lucru. Eu, bineînțeles, fiind acasă, am putut să stau mai aproape de domnul și mi-amintesc că posteam de 2-3 ori pe săptămână. Deci a fost intens, pentru că mi-am dat seama că n-aveam pe nimeni. Situația era de așa natură încât erai forțat să te legi de domnul.
așa cu disperare. Și într-adevăr, la 2 săptămâni, după aterizarea în Canada, soțul meu și-a găsit primul serviciu ca inginer. Această recurgere la stat de vorbă cu Domnul și de a fi în părtășie cu El a fost doar un moment de refugiu atunci, acolo în Canada, sau ai fost obișnuită să stai cu El am de vorbă? Am fost obișnuită și mi-amintesc că soțul meu a vrut mai mult decât mine să plecăm în Canada și mi-amintesc cu câteva zile înainte de plecare, stând pe genunchi în fața Domnului și îmi amintesc și acum, parcă era lângă mine, am avut asigurarea că mâna Lui este pe umărul meu și că El va fi cu mine. Și asta mi-a dat curaj să merg. Deci am știut că nu voi avea pe nimeni, dar dacă Domnul e lângă mine... Ai fost încredințată că este voia Lui să plecați acolo în Canada? Am fost încredințată că e voia Lui ca eu ca soție să-mi urmez soțul. Aș vrea să ne spui câteva lucruri care te-au marcat în viața ta de credincioasă. Spune-mi puțin așa cum L-ai cunoscut pe Domnul. Întotdeauna am crezut într-un Dumnezeu care exista undeva, cumva, destul de vagă era imaginea mea despre Dumnezeu. După ce L-am cunoscut pe soțul meu, deci după ce am fost prieteni, oarecum am lăsat-o mai moale, pentru că el era ateu și acesta era un motiv de ceartă pentru noi. Deci un pic am lăsat-o mai moale, până când în anul întâi de facultate, imediat după Revoluție, a venit un evanghelist în Timișoara și am avut ocazia să mergem la 2 dintre întâlnirile care el le-a ținut. Și a fost un punct total de întoarcere pentru soțul meu. Când Dumnezeu vrea și este de partea noastră, cine poate sta împotrivă? Spune-ne, cum L-ai cunoscut tot mai mult pe Dumnezeu? Ceea ce este de neprețuit este dragostea și relația pe care o avem cu Dumnezeu. Mă gândesc la relația dintre doi îndrăgostiți, da? Eu sau oricare dintre noi, când eram îndrăgostiți înainte de căsătorie. Chiar dacă a fi cu persoana iubită însemna să pierd, nu știu ce puteam să pierd, aprobarea părinților poate, sau chiar studii, poate nu mai puteam să merg la studii, sau existau niște consecințe, eram gata să le plătesc, pentru că mai mult decât a vrea să fii lângă persoana iubită, nu era nimic. Dumnezeu este la fel, deci eu îl văd pe Dumnezeu ca o persoană iubită. Ai dat un exemplu. Da, un da. Exemplu. Spune-mi, te rog, totuși, n-ai pierdut nimic material sau din punct de vedere pământesc, să spunem așa? O, da. Cunoscându-L pe Dumnezeu, s-au schimbat lucrurile în viața ta sau situația? O, da. Deci decizia pe care am luat-o de a rămâne cu copiii și de a îi învăța căile Domnului a însemnat renunțarea la o carieră de inginer de calitate care lucra pentru GM. Foarte mulți nu m-au înțeles cum am putut, când urcam în sus, să renunț la tot. Acolo în Canada. Acolo în Canada, da. La început mama a stat cu copiii și atunci am putut să lucrez, dar în momentul în care mama a trebuit să plece din Canada, am crezut că e mai important pentru această perioadă din viața lor să aibă o mamă lângă ei. Și mi-amintesc și acum decizia pe care am luat-o, eram la birou și m-am gândit cu gândul la final. M-am gândit, să zicem, peste 50 de ani, da, când sunt la sfârșitul vieții, să spunem. Dacă mă uitam înapoi, cum aș fi vrut ca viața mea să fi fost trăită? Să fi lăsat în urmă mese și case și mașini și lucruri materiale și să nu fi avut nicio relație cu copiii mei și să nu-i fi influențat în anii aceștia? Sau aș fi vrut ca eu, ca mamă, deci Dumnezeu mi-a dat oportunitatea asta să fiu mama lor, deci sau eu aș fi vrut să stau lângă ei și să le îndrum pașii și să îi învăț căile Domnului. Și am crezut că pur și simplu asta e mult mai important. Te felicit pentru decizia pe care ai luat-o și vreau să spun ceva. Știi ce se întâmplă în țară, la noi în România, acum? Foarte mulți părinți părăsesc copiii ca să-și facă o situație materială. Merg și muncesc în Spania, în Italia, în Anglia, lasă copiii, chiar cunoaștem aici o familie în apropiere și au lăsat ambele fetițe și unul este în Italia, unul în Spania, ca să câștige bani și să facă un viitor copiilor. Pur și simplu se desparte familia. Da. Pur și simplu câștigând niște bani, copiii sunt lăsați pe drumuri sau în situația ta, nu știu cum sunt școlile acolo în Canada, dar mă gândesc că nu au o învățătură bună sau... Dumnezeu e scos cu totul din școală. Absolut cu totul. Este scos din școală și este înlocuit
cu tot felul de idei despre homosexual, că este foarte bine și că ei contribuie. La ce materii se discută aceste probleme? Pur și simplu în sistemul de învățământ. Deci la engleză, de exemplu, trebuie să le spună că ei sunt ok, la istorie, de exemplu, trebuie să spună ce fel de lucruri au făcut ei pentru a îmbunătăți societatea. Cine? Homosexuali. Nu vă vine să credeți, da. Da, sunt, se pare că nu dreptatea sau ce e just învinge, ci cine strigă mai tare și vorbește mai tare și se zbate mai mult. Și ei sunt o grupare care fac mare gălăgie și obțin multe drepturi. Creștinii sunt tăcuți, homosexualii sunt foarte... Și toate aceste lucruri copiii le învață la școală și le știu și le sunt bune. Deci exact, lucrurile... ca să nu mai vorbesc că au colegi care au două mame sau colegi care au doi tați. Și este normal. Și copiii ți-au spus asemenea lucruri când au ajuns acasă, s-au aflat tu? Bineînțeles. Și ce au spus copiii? Cum li se pare lor? Câți ani au copiii tăi? 9 ani are cea mare, deci numai ea a fost la școală. Și cum a venit acasă știind, aflând că una dintre colegele ei sau unul dintre colegii ei are două mame? Adică două mame. Mintea ei este destul de imatură ca să discearnă binele de rău. Deci ei, dacă sunt alimentați cu astfel de idei de la vârsta asta, ajung să fie obișnuiți cu ele și să li se pare normal. Așa deci, este. Asta este motivul pentru care eu îi homeschool pe copiii mei, ceea ce înseamnă că îi învăț acasă. Îi învăț acasă, da. Perfect, foarte bine. Deci, pentru că la școală merg 8 ore pe zi în Canada și când vin acasă, mai facem un pic de temă de casă și după aceea se pun la culcare, deci părintele are așa de puțină influență asupra copilului, dacă merge la școală. Este cumplice, spui. Este adevărat. Sunt admise căsătoriile între parteneri de același sex? O, da. Sunt admise? Nu numai că sunt admise, dar dacă cineva îndrăznește să spună ceva care lor li se pare că este jignitor, este dat în judecată. Nici noi nu suntem departe. Și la noi au fost demonstrații și parade ale homosexualilor aici în țară. Și spre durerea noastră și tristețea noastră, vedem cum pășim pe urmele Sodomei și Gomorei. Da, pare că vorbim lucruri seci, lucruri demodate, lucruri... Diavolul așa reușește să facă lucrurile nenormale, anormale, să le facă normale. Și toate chestiunile astea sunt inoculate în mintea copilului, da. Sunt transferate în mintea copilului de cum sunt mici. Inclusiv desenele astea animate, toate sunt niște monstruozități. Da, sunt foarte de acord, de aceea copiii mei au restrâns da. Timpul de uitat la televizor. Până și nevinovatul desen Tom și Jerry. Ce este, dacă stăm și privim ce este în spatele acestor desene, șicanare, răzbunare, violență, ură, nu este un mesaj pozitiv absolut deloc. Și uite cum nu ne dăm seama de ce se întâmplă. E foarte bine că te-ai gândit să-ți înveți copiii acasă. Am vrea ca și la noi în țară să se promoveze foarte mult modul acesta de școlarizare, homeschool. Și aici la radio am avut câteva momente de publicitate pentru asemenea mod de școlarizare. Eu cred că este un lucru extraordinar, pentru că este responsabilitatea noastră ca părinți, cărora ni s-au dat copii, să învățăm. Deocamdată aș putea să spun că nu este așa o tragedie la noi la școli. Fica mea este clasa 9, e la o școală bună, aici în oraș. A venit așa, mama, nu-mi vine să cred ce profesori credincioși sunt la noi la școală. Extraordinar. De ce? Știi ce a spus profesoara noastră de limba română? A spus, copii, voi nu știu cum simțiți și cum sunteți, dar eu așa-l simt pe Dumnezeu și când merg pe stradă și mă bucur de el și așa. A rămas impresionată mama de ce a spus profesoara asta. Sunt așa de bucuroasă de școală. Deci încă nu este situația atât de drastică. Este și... mare lucru, din păcate, dacă oamenii sunt dați în judecată pentru că vorbesc ceva împotriva homosexualilor, pot fi dați în judecată și dacă vorbesc despre Dumnezeu. Deci așa de tragic s-a ajuns.
Deci în școală nu. Cum adică este. N-ai voie să spui cuiva că Dumnezeu există sau da, ce n-ai da, voie să spui? Da, pentru că se consideră că este dreptul omului să creadă orice și să nu audă astfel de lucruri care sunt deranjante pentru ei, că este cumva ca o insultă la credința lor sau la alegerile lor. Dacă tu îi spui unui homosexual că viața lui este un păcat, viața pe care o trăiește este un păcat și că Dumnezeu nu este de acord cu acest lucru sau une lesbiene, atunci te poate da în judecată. Foarte ușor, da. Pentru discriminare, exact. Dar poți să spui că tu îl iubești pe Dumnezeu și că trăiești pentru el și asta? E condamnabil? Este condamnabil. Au fost pe internet, puteți să încercați. Știu că au fost niște profesori care foarte, foarte vag au vorbit despre Dumnezeu și au fost acuzați de cumva că au încercat să implementeze în mintea copiilor. Să manipuleze. Exact, să manipuleze copiii, deși a fost foarte vag ceea ce au spus și au fost condamnați. Deci au fost condamnați la închisoare pentru așa ceva. Dar nu este caz singular, deci sunt multe cazuri și pe internet găsiți. Dana, cum ai atunci influență sau cum poți să duci Evanghelia acolo la oamenii din Canada? Este foarte, foarte greu. Eu am avut... Acum să zic că între români nu e problemă, românii care trăiesc acolo în Canada, dar ce fac credincioșii, creștinii din Canada? Cum pot ei să ducă mesajul mântuirii colegilor la servici sau cum spunem noi, mergem și spunem oamenilor sau evangelizări, da. Se fac evangelizări sau nu sunt admise? Nu e voie așa ceva. Poate că a vă spune cazul nostru personal, o să ajute mai mult să înțelegeți. Eu, ca și mamă care stau acasă, am câteva opțiuni numai de a vorbi despre Domnul. Una este copiilor mei. Doi, este celorlalte mame care deja sunt credincioase, dar care au șansa să crească în credință prin ceea ce vorbim împreună. Și trei, iar un alt caz este tot mame sau vecini cu care avem o relație, dar destul de îndelungată și care văd prin ceea ce facem noi și vin ei să întrebe. Altfel nu-i nicio șansă. Soțul meu, din punctul ăsta de vedere, este foarte, foarte uscat. Pentru că tocmai asta zicea, de când a venit în Canada, nu numai că nu s-a întors nimeni la Dumnezeu, dar și când vrea să vorbească, îi se pune pumnul pe gât, un doi. Ce înseamnă foarte uscat? Întristat? Exact, uscat spiritual, deci o inimă uscată ți-o simți, pentru că noi ne bucurăm dacă putem să aducem pe alții la Dumnezeu, nu? Eu cred că dacă noi suntem în relația asta cu Dumnezeu, nu putem să stăm indiferenți. Nu? Și fiecare vrem să avem contribuția asta, dar dacă ni se neagă și nu ni se dă și ocazia... La ce biserică mergeți? Română? La început am mers la o biserică română, acum mergem la o biserică canadiană. Și ce spun frații canadieni despre situația asta? Vorbind de credincioșii din bisericile canadiene, în două grupe ar fi. Unii care pur și simplu e ok unde sunt, nu vor mai mult și li se pare că merge la biserică, face ritualurile de rigoare, este tot ce trebuie și... Ce înseamnă ritualuri? Ritualurile înseamnă cântat, să mergi și rugăciune, exact, o predică și... Da, da. Și atât. Deci în timpul săptămânii ne vedem de viața noastră. Că asta este, nu? Deci trebuie să ai o pâine pe masă și nu mai facem altceva. Și mai există o a doua categorie care se simt vinovați și știu că ceva nu e în regulă și n-au putere să facă mare lucru. Nu știu. E o situație în care putea spune că s-a luat harul de acolo? Tare mi-este frică să spun că asta este ce credem. Știi că avem un cântec, simțim încet cum harul de la neamuri se tot ia. Într-adevăr, așa, când îl auzeam, mă gândeam, cum arată această răceală a neamurilor? Ceea ce spui tu este atât de clar și de evident că harul se ia sau Dumnezeu așteaptă ca oamenii să se trezească și să facă ceva, să se ridice și să fie împreună. Este într-adevăr o împietrire a inimii, este lipsa unei dragoste firești. Aceasta este situația în Canada, în Toronto, unde tu locuiești, Dana. Dragi ascultătoare, invitata noastră este Dana Moraru. Ea este româncă, însă trăiește de 7 ani în Canada. A hotărât să meargă acolo și ceea ce se întâmplă
în celelalte sau în multe locuri de pe acest pământ este strigător la cer, este cumplit. Păcatul se desfășoară fără rușine, dar poate că Dumnezeu a trimis-o acolo pentru un scop special, să mai țină flacăra aprinsă sau prin ea să mai fie smulși din întuneric, din păcat și din robie și alți oameni. Prima parte a întâlnirii noastre se încheie aici, dragi ascultătoare. O invităm pe Dana în continuare să povestim și să ne mai spună câte ceva din viața ei. Cred că v-ați îngrozit aflând ce se întâmplă pe pământ și cred că acest lucru ar fi pentru noi un semnal de alarmă. Să stăm tot mai mult pe genunchi, Dana, așa este? O, da. Și să prețuiți ceea ce aveți aici. Să prețuim ce avem aici. Aveți aici o biserică. Biserici. Sau biserici în general. Aveți biserici și aveți oameni care încă știu ce înseamnă relații. Ce înseamnă relații și avem posibilitatea să spunem despre Dumnezeu în gura mare, dacă vrem. Da, am auzit că inclusiv se merge în școli și se face educație sexuală și se vorbește despre Dumnezeu în școli. Nouă nu ne vine să credem că așa ceva e posibil. Da, se face educație spunându-li se copiilor că trebuie să se păstreze în curăție și ce înseamnă să trăiască în păcat, nu? În școlile noastre, de la clasa a patra, se distribuie prezervative. Da. O să te rugăm, Dana, să continuăm discuția noastră și data viitoare, dragi ascultătoare, acest lucru să vă motiveze mai mult la a vă apropia de Dumnezeu și a cere ca păcatul să fie stopat și puterea și prezența lui să nu aibă efect asupra familiilor, asupra copiilor noștri. Sunt Lidia Iliesi, realizatoarea acestei emisiuni și împreună cu Dana Moraru dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. La revedere! La revedere! Vedem în lume azi doar necaz și ură. Tot ce auzim în jur e murdar și e trist. Sunt mulți cei ce afirmă pământul e aproape sfârșit. Căci tot ce avem se sfarmă în zgură, ce-a fost bun a pierit. Pământul are legi ce se cer văzute, dar noi uităm ades de legea din suflet. Și încercăm din greu o viață mai bună să avem, dar nu vedem cât de departe suntem de adevăr. De aceea vreau cu tot ce sunt să stau pe mâna său cuvânt, să-l urmez pe el într-o lume a disperării. Aș vrea să în urma mea, pentru cei ce-mi vor urma, trete căi spre cer, într-o lume a pierzării. Ne spunem toți creștini și credem că e așa, dar Dumnezeu din noi e alungat de păcat. Iar noi în singurat stăm, străind de el cu sufletul gol. Când el ar fi răspunsul lumii în nevoi. De aceea vreau cu tot ce sunt să stau ferm în al său cuvânt, să-l urmez pe el într-o lume a disperării. Aș vrea să las în urma mea pentru cei ce-mi vor urma, crede că-i spre cer, într-o lume a pierzării. Noi am fost chemați să fim mărturia unei vieți trăite pentru cer, ca cei ce mâine vor veni să-și poarte pașii în adevăr. De aceea vreau cu tot ce sunt să stau ferm în al său cuvânt, să-l urmez pe el într-o lume a disperat.
disperării. Ar vrea să las în urma mea pentru cei ce-mi vor urma câte căi spre cer într-o lume a pierzării. Iar să ia vreau cu tot ce sunt, să stau ferm în al său cuvânt, să-l urmez pe el într-o lume a disperării. Aș vrea să las în urma mea pentru cei ce-mi vor urma câte căi spre cer într-o lume a pierzării. Să luminez aș vrea drepte căi spre cer, drepte căi spre cer pentru cei de mâine, drepte căi spre cer. La inimă. Pentru noi, femeile.